Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat că licitația privind transportul și distribuția agentului termic va fi făcută prin încredințare directă. În această situație s-a ajuns deoarece în urma parcurgerii etapelor prevăzute de legea serviciilor publice cu privire la licitație pentru delegarea acestui serviciu, nu au fost depuse 3 oferte. La negocieri vor participa actuala firmă care face acest serviciu, respectiv Termica S.A. și societatea Tehnonet. Pe data de 7 august va avea loc ultima fază a licitației pentru transport și distribuție la Termica. Este faza de negociere directă în conformitate cu legislația în vigoare privind serviciile publice, concesionarea serviciilor publice. Sunt două oferte depuse de către Termica Suceava și Termonet, o asociere dintre Elsacu Botoșani și Adrem Invest. Conform legii, amândouă oferte vor fi invitate la negocierea directă și, sigur, sunt etapele prevăzute acolo, eligibilitate și celelalte aspecte. Este un lucru foarte important pentru că, așa cum am spus la Comisia de Dialog Social la Prefectură și am rămas surprins acolo că tocmai cei care au insistat și am ajuns în această fază de a face o licitație, întrebau de ce se face licitație, că Termica are contract valabil. Se știe foarte clar că la sfârșitul anului trecut, strategii de acolo, administratorul judiciar, în noiembrie, decembrie, ianuarie, chiar în noaptea de Revelion, ne lăsa fără călură în orașul Suceava, spunea că începând cu 1 decembrie, începând cu 1 ianuarie, nu mai fac transportul și distribuția, ca atare Consiliul Local a luat această hotărâre de a face o nouă licitație. Indiferent ce se întâmplă la această licitație, cine va fi operatorul nou desemnat, trebuie să avem o discuție foarte clară între producătorul de energie electrică, unde este un blocaj, transportatorul și, nu în ultimul rând, populația. Lungu a spus că după această licitație se va discuta în Consiliul Local să nu mai fie acordate subvenții decât acolo unde este nevoie. Principala problemă care avem astăzi sunt cei 4 milioane de euro pe care are de plătit populația. Dacă am avea jumătate din această sumă, am putea debloca situația în ceea ce privește aprovizionarea cu masă lemnoasă. Am avut ultima săptămână șansa de a discuta acest subiect și cu primarul de la Chișinău și cu cel la Cernăuți. Și la Chișinău mi-a confirmat că factura la energie la populație este de 60 de euro și populația o plătește și nu sunt plăți restante și primăria nu dă subvenții. De asemenea, m-am întâlnit și cu primarul de Cernăuți, în care a spus că la agenții economici gigacaloria este 80 de euro, iar la populație 60 de euro. Deci, iată două țări care au salariul, venitul mediu mai mic decât al nostru. Asta ce înseamnă că, așa cum am spus, nu este în interes din partea populației de a plăti factura la încălzire. Tocmai de aceea aștept să terminăm și ultima fază a licitației. Voi iniția un proiect de hotărâri în Consiliul Local în care să nu mai acordăm această subvenție paușală în mod egal la toată lumea. Nu este corect unul care are 30 milioane de lei vechi salariu pe lună să aibă aceeași subvenție cu unul care are 10 milioane de lei salariu pe lună. Vorbim de venituri pe familie, dacă vreți. De aceea cred că trebuie acordat această subvenție gradual, funcție de veniturile pe familie, în așa fel să aducem cât de cât o echitate și în ceea ce înseamnă acordarea acestei subvenții. În acest moment, populația are o datorie către Termica de 25 de milioane de lei.